Dacă tot ești curioasă, știi că în weekend am fost plecat High Hui în Bulgaria. Din păcate, cei doi invitați ai mei de astăzi nu au reușit să se trezească, să ajungă la matinal, că e greu cu trezit dimineața, dar Andreea Iliev, care a mai fost la noi la rubrica High Hui, s-a trezit și îi mulțumim pe această cale. Bună dimineața! Weekendul acesta am fost în Bulgaria, High Hui, două excursii de o zi. Excursii foarte interesante. Eu am dat drumul aici la niște videouri să se vadă în plasmă. Andreea a fost și ea în cea de-a doua excursie. Hai să povestim puțin. Nu sunt imagini, sunt imagini din prima zi. Nu, sunt imagini din prima zi. Cele din a doua zi sunt puțin mai încolo, dar recunosc pe nimeni. E vorba de traseu. A fost același traseu. Da, știu. Ce ți-a plăcut cel mai mult în această excursie? Data trecută vă spuneam că prima mea excursie High Hui a fost tot în Bulgaria, tot de o zi. Ei bine, am mai fost acum pentru a doua oară în Bulgaria, pentru că traseul nu a fost același. Doar două obiective mi se pare că s-au suprapus, să zic, cu celelalte. Cascada, da. De aici, nu? Cascada, dar atunci când am fost la cascadă nu am fost și la peșteră, adică mai sus, să zic așa. Și de data asta cascada chiar a fost spectaculoasă. Data trecută a plouat foarte mult înainte și era cam tulbure apa. Acum chiar dacă ploua puțin. Da, noi în prima zi n-am avut parte de ploaie, după cum vezi. A fost frumos. A fost apa limpede, exact. Am fotografiile postate de Narcis înainte când ne prezenta punctele de interes în excursie. În afară de cascada am vizitat o peșteră a urșilor, sau mă rog, locul în care hibernau înainte urșii. Acum era plin de lilieci, bine, nu în același timp în care am fost noi acolo. Vreau să anunț că imaginile sunt brute, nu sunt montate, nu nimic. Deci e brut totul, exact cum le-am filmat și eu cu aparatul. Normal, selfie stick-ul nu lipsește niciodată în excursiile High Hui. Care obiectiv ți-a plăcut cel mai mult? Cred că mi-a plăcut la cetate. Am stat și mai mult acolo puțin. La... Da, mi-amintesc că la cetate s-a întârziat cu vreo jumătate de oră. La cetate și la podul acela, peste podul de lemn, peste lemn și piatră, așa, unde am făcut shopping așa, pe fugă. mie cel, sincer să spun, cel mai frumos moment mi s-a părut acolo sus la Panorama Rock, Gabi ne-a cântat. Da, așa este, și acolo, deci, a fost frumos. Și acolo am stat mai mult și am putut să savurăm momentul. Toate aceste imagini și toate aceste fotografii o să le găsiți pe pagina de Facebook Călătorește High Hui și bineînțeles pe mcnino.ro. Acolo o să le încărcăm și o să aveți ocazia să vedeți imagini superbe. Am să întrerup videoul pentru că vreau să mă uit puțin pe pagina de Facebook de la Călătorește High Hui. Așa, pentru că se pregătesc următoarele excursii High Hui și chiar sunt foarte interesante. High Hui trip în Trașcău de pe 16 octombrie. Pregătim un High Hui mai special de 3 zile în Trașcău. Găsiți evenimentul pe Facebook, detaliile le găsiți în eveniment, ca să nu mai stau acum pentru că nu avem timp să spun despre ce este vorba. Exact. Și mai avem, cred că asta o să fie cea mai tare excursie a anului. Deci High Hui Halloween trip. Deci o să organizăm primul party High Hui într-o peșteră. Ce vedeți aici în imagine este peștera denumită Ochii lui Dumnezeu. Deci acolo o să facem un super party de Halloween. Găsiți detaliile pe pagina de Facebook Călătorește High Hui și stați să vă mai așa. Mai avem High Hui Music Trip în Bruxelles, dar aici deja locurile s-au ocupat și din câte știu eu la High Hui Trip Maroc mai erau 3 locuri disponibile. Dar ca să nu mai lungim, mai multe detalii găsiți pe pagina de Facebook Călătorește High Hui. Andreea, îți mulțumim că ai fost în dimineața asta alături de noi. Știu că a fost totul din scurt, dar mă bucur că ai reușit să vii. Un călător High Hui se trezește dimineața. Așa este, un călător High Hui se trezește dimineața. Și, dragi prieteni, mai ales la High Hui de Halloween, o să vină și Alexandra. Pentru prima dată o să devină și ea călător High Hui. O săptămână bună începe cu o nouă zi, de luni până vineri de la 9 dimineața, numai la TVH.